aș crede că există o șansă dintr-un milion ca Fefe să-și revină, n-aș insista. Dar nu există. Îmi pare rău, dar sora voastră nu mai este printre noi. În schimb, decizia voastră poate salva mai multe vieți. Hai! Da. Ce-ai de făcut? Da. Măcar atât mai putem face. Știu cât de greu vă este, dar să știți că o să luați decizia cea mai bună. Vă mulțumesc. Când se va întâmpla? Mâine dimineață. Vă rog să mă iertați. Tu te-ai gândit ce nume să pui la copilul? Nu știu, bre. Lasă-mă, dracu, că mă și ia cu frisoane când mă gândesc să am un copilaj. Cu ce, dracu, crezi? Ce-i tău să mănânce? Păi cu ce ai crescut și tu, cu ștefe, urzicele, ele? Că uite ce mare și crezi te-ai făcut. Da. Auzi, bre, lasă că la numele la copilul tău mă gândesc eu așa la un nume frumos, cu har, ca al meu. Aha. Hai, lasă-mă, bre, că nu vreau să-l cheme pe copilajul meu să-l finem. De ce? Ce? Nu e un nume frumos? Ba da, foarte, cum să... Vezi? Ce dracu mă, ăștia mâncat toată mâncarea de copii, tot ce... E, lăsă, nu mai contra, bă, e că e gol! Trebuie să mă duc și eu la vă pulcă. Bă! Care ești acolo, bre? Hello! Care ești, bre, acolo? Aoleu! Ce cauți aici, Lișa Violatorule? Crebedalule! Ce cauți aici, Lișa? Pleacă dracu de acilea! Vă dau foc, bă, nenorociților! Maria, ai venit? Da, tată. Să rămână. Noroc, Neac, să fără sănătate. Vasile, ce cauți tu aici? Eu nu mă pricep la vorbe. Dar știu bine ce vreau. Vreau să-mi o dai pe Elena de muier. Bă, băiatule, adică... Păi nu mă așteptam la asta. Mă așteptam deloc. Dar, bă, uite, eu... Alina... O iubesc. O iubesc.
a se vedea. Sunt cu respectul tot pe ea. Și chiar vreau să fii nevasta mea. De ce vreți să puți să faceți greșeala asta? Voi nu vedeți că nu vă potriviți deloc? Nu vă potriviți! Cum ai că prea ne potrivim? De ce? Că sunt mai înalt ca ea. Pe asta nu e o problemă, că e o problemă, zici ma tale, dar eu nu o văd, că am căutat și nu o văd. Bre, eu o iubesc, bre, o iubesc. Și, uite, am și situație. Am o rulotă acum, pun și eu un ban deoparte și fac o casă ca să o fac fericită, că eu chiar vreau să fiu femeia mea. Păi da, ce vă mai trebuie altceva? Păi da. De ce nu vreți voi să gândiți ca la un mine, mă? De ce? Ai brizi că nu vreți să mi-o dai și asta e. Mă, eu zic să vă mai gândiți. Alinu, nu fi tristă. Nu fi tristă, Alinu, că eu te iubesc și eu chiar vreau să fii femeia mea. Gândește-te bine ce vrei să faci. Dar eu te iubesc, să știi. Hai că am plecat. Nu mai că nu. M-am enervat. Așa. Nimeni și nimic nu mai putea ajuta. Povestea ei se termină aici. E ultima ei noapte. Ce fac?
faci aici? Nu ți-am spus să te duci acasă, să te odihnești? Mi-am venit să te văd. Ce se întâmplă? Fetița mea e moarte cerebrală. Așa ne-a spus domnul. Ah, că nu mai are nicio șansă. Dacă ai fi văzut-o, cum stătea acolo în pat, liniștită, plină de bandaje. Și chiar dacă fefea mea nu mai arăta așa cum o știam eu, era frumoasă și mă așteptam să se ridice și să mă sperie sau să fac o glumă. Doamne, cum am să trăiesc eu fără fefea mea? Mâine... Da, mâine... Va salva o viață pentru că... Toma ne-a convins... Că trebuie... Să facă transplant ca să nu inima ei să-l va o viață, să nu fi murit în zadar, Mititica. Acum de ce ești de fericită? De ce? Vrei să te măriți cu sine? Dar de ce nu? Eu n-am voie să fiu fericită, n-am voie? Ai voie, sigur că ai voie, Alina. Dar sine nu e bărbatul potrivit pentru tine. Da, de ce nu? Eu îl iubesc, el mă iubește. De e ce? Needucat, trăiește din taxe de protecție, așa vrei să trăiești tu? Tată, eu nu vreau decât să fiu fericită, înțelegi? Și eu vreau să fii fericită. Dacă știi că vei fi fericită, cu mâna mea te-aș duce la altar. Dar știu că o să suferi. Sile nu e pentru tine.